Bună seara încă o dată, sper că nu v-a obosit toți speakerii și încerc și eu să nu vă obosesc. Eu am să vă povestesc, de fapt, o mică poveste doar și slide-urile o să meargă indiferent de ce vă vorbesc eu. Școala copilăriei mele a avut valori bine definite. Odată în an ne puneau câte o foaie albă în față și la sfârșitul anului trebuia să scriem ce profesie ne vom alege când vom absolvi școala. Eu cred că am scris cel puțin o treime din toate profesiile lumii, dar niciodată, ba chiar niciodată nu am știut că voi deveni notar. Așa că a avut dreptate Traian, dar de fapt asta fac astăzi. Știți că ce e cel mai important lucru ce vreau să vă spun, că tema mea de astăzi este cum plăcerea poate deveni și impact. Fenomenul festivalului în Republica Moldova a luat o amploare destul de mare în ultimii ani și voi ați simțit acest lucru. Eu sunt sigură de asta. Festivalul Covorul, Festivalul Izvorului, Festivalul Polobocului, Festivalul Corbului, Festivalul Cireșilor, Festivalul... un milion de festivaluri, dar asta este foarte, foarte bine. Și am să spun de ce este bine. Pentru că ce înseamnă un festival? Este o comunitate de oameni care se adună în jurul unei valori, își depune eforturile pentru a o menține și a face din ea o sărbătoare. Împreună cu Nata Albot ne-am gândit că țara noastră merită să-și onoreze valorile și noi avem foarte multe valori la care trebuie să ținem și am luat-o de la IIA. De ce IIA? Pentru că este cel mai vizibil simbol al identității noastre. Dacă o poți citi, ea poate spune mai mult decât a vorbi. De exemplu, știți voi oare că altița este partea aceasta care este de sus la mânică? Spune despre vârsta celea care o poartă. Iar râurile, iată sunt aceste dungi, vorbește despre starea civilă a ei. Eu nu am să vă spun acum de ce port eu lucrul ăsta, voi cred că trebuie să citiți deja. Și doi la mână este că următorul pas pe care l-am făcut cu Nata, am fondat Asociația Calumea. Am organizat prima ediție și concluzia a fost că Chișinău a fost neîncăpător pentru cei care au venit la prima ediție. Nu v-am spus un lucru important. Noi am denumit festivalul nostru Iamania, arta născută din tradiții. De ce? Pentru că am vrut să acoperim practic toată breasla de meșteri care au la bază tradiția, chiar și cei care și-au făcut o afacere, dar cu elemente tradiționale. Atunci când am concluzionat că orașul este mic, ne-am dorit să mutăm acest oraș la țară și am găsit un sat, este Holercani, raionul Dobăsari. Dar primul impact a fost unul negativ, pentru că ne-au spus că ne ducem să-i ținem de urât lui Vladimir Nicolaevici Voronin și ne-a resemnat foarte repede, grație faptului că nu mai era președinte și de vilele de la Holercani, nici azi nu știu în care parte sunt ele, probabil că sunt vândute cum se vinde tot în Republica Moldova, dar nu am treabă cu ele. Ce am făcut mai departe? Dacă o să mă întrebați cât de ușor sau cât de greu ne-a fost să cărăm cel puțin 10.000 de oameni la 50 de kilometri, vă spun foarte simplu. Nu a fost ușor. Pentru că să duci atâția oameni într-o zonă de securitate la hotar cu Transnistria a fost pentru prima dată și noi uimite de faptul că acolo era o zonă de securitate. Însă noi suntem genul de organizatori care facem festivaluri cu implicarea instituțiilor de stat. Și să duci un minister întreg, un minister de interne, într-o zonă de conflict, trebuia să avem acordul Comisiei Unificate de Control. Dar această comisie a intrat într-o impotență de lucru atunci când un tânăr a fost împușcat pe podul de la Dobăsari. Eu am bătut în toate ușile posibile să primesc acest acord și nu l-am primit. De fapt, în asociația noastră, responsabilitățile sunt împărțite în felul următor. Eu răspund de partea legală și de implementarea proiectelor, Nata răspunde de partea creativă și de promovarea lor. Și atunci când era vorba totul de implementare și legal, eram eu. Credeți-mă că este destul de greu să duci acei carabinieri, dar eu aveam nevoie de ei să fac cele 100 de corturi, eu aveam nevoie de stările excepționale care să facă mâncare pentru cei 100 de voluntari și ei sunt aici și eu îi iubesc foarte mult. Ion, Liza. Da. Și cu atât mai mult când trebuia și Inspectoratul General de Patrulare care să organizeze acel traseu până la Holercani. Și i-am adus totuși, fără acel acord. Știți cum? I-am îmbrăcat în cămăși și în bluze naționale. Hainele care trebuiau le-au lăsat acasă. Dacă ați observat, este și ambasadorul Americii tot la festivalul Iamania și iarăși, dacă mă întrebați cum a ajuns acolo, și-a pus o bluză
o cămașă națională. Anul trecut am riscat un pic mai mult. În plin conflict de la Donbas, noi am chemat o trupă ucraineană, Drâmbaza Ziga, dacă își aduce cineva aminte, care a ridicat acele două maluri ale Nistrului în picioare, dar ne-a demonstrat cum o cămașă națională poate motiva un popor întreg să-și apere identitatea. Eram atât de mândră de faptul că ne-a reușit și atunci când mă întorceam înapoi de la Holercan spre casă, îmi venea să mă opresc lângă tancul ăsta de la Dubăsari, să-l pup și să-i spun că este un impotent, este un orb, de fapt este un praf de care să nu te temi niciodată și să dai Dumnezeu o ploaie, să-l spele de acolo și mai mult să nu-l mai vedem acolo. Trei la mână este că nu ne îndragă să primim laude și de fiecare dată când am fost criticați a fost cele mai frumoase, să spunem așa, monede pe care le-am primit vreodată. Criticați-ne de fiecare dată, pentru că pe noi critica ne face să fim cei mai buni, ne arată care sunt părțile slabe și asta ne bucură. Astăzi noi ne-am ridicat standardele. Vrem să ducem acest festival peste hotare. Știți de ce? Pentru că avem o diasporă foarte bună. Și diaspora ne-a demonstrat că da, se poate. Se poate să porți cel puțin o dată în an o ie cu mândrie. Vă mulțumesc foarte mult!